Ziua eroilor a fost celebrată și în municipiul Drobeta-Turnu-Severin, unde zeci de oameni s-au adunat la Monumentul Eroilor din Parcul Rozelor pentru a depune coroane de flori și a participa la o slujbă de parastas în memoria celor căzuți pentru țară. Ziua Înălțării Domnului, sărbătoare creștină care comemorează înălțarea la cer a lui Iisus Hristos la 40 de zile după înviere, românii celebrează și Ziua Eroilor, sărbătoare națională în memoria celor căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă, pentru idealuri de credință, de libertate, dreptate și pentru apărarea țării sau întregirea neamului. Manifestarea a debutat cu o slujbă religioasă urmată de discursul președintelui Consiliului Județean Aladin Georgescu, dar și cel al prefectului județului Mehedinți, Alin Isuf. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, eroi ostași și luptători români din toate timpurile și în toate locurile, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește! Doamne miluiește! Astăzi îmi exprim gratitudinea față de înaintașii noștri și atașamentul față de valorile tradiționale românești. Am spus-o și cu alte ocazii și reiterez acum. Respectul nostru față de vitejia eroilor neamului trebuie completat de fapte care să conducă la îndeplinirea intereselor comune ale țării. Fiecare dintre noi are obligația de a îndeplini cu responsabilitate misiunea pe care și-a asumat-o, într-o funcție sau în alta, într-o meserie sau alta, în fiecare colț al țării. Devotamentul față de țară și spiritul de sacrificiu pot genera fapte și acțiuni care să conducă la consolidarea unui viitor mai bun pentru noi și copiii noștri. Baza unei societăți puternice este unitatea. Vă îndemn să păstrați credința în suflet, să aveți gândurile și conștiința curate, dar și încrederea că împreună suntem puternici. Bucurați-vă de pace și sănătate. Așa să ne ajute Dumnezeu. Gloriile eroilor neamului românesc. Vă mulțumesc! Domnule președinte al Consiliului Județean Mehedinți, stimați parlamentari ai județului, domnule viceprimar al municipiului Drobeta-Turnu-Severin, stimați reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice, județene și locale, sfinția voastră, onorată audiență, dragi mehedințeni, parcurgem astăzi o zi cu o puternică încărcătură spirituală și emoțională în care, cu onoare, mândrie și smerenie, comemorăm și omagiem eroii neamului nostru. Această zi marchează totodată și o mare sărbătoare creștinească, înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos de-a dreapta Tatălui. Este ziua în care se îmbină și ne pătrund trăiri de mare intensitate, izvorâte din pildele legendare ale înaintașilor, dar și dintr-o spiritualitate profundă cu rădăcini adânci în timp, care ne este caracteristică. Așadar, acest moment de mare însemnătate națională și creștinească, când în toată țara răsună clopotele bisericilor, ne duce încă o dată cu gândul la aceia care, de-a lungul secolelor, s-au dovedit a fi bravi apărători ai neamului românesc și al interesului național, cu mari sacrificii umane și materiale. Ei sunt născuți din seva puternică, credința sacră și nesfârșită a poporului nostru milenar. Au fost depuse coroane de flori de către instituția prefectului Mehedinți, Consiliul Județean Mehedinți, Primăria Municipiului Drobeta-Turnu-Severin, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul Județean al Jandarmeriei, Armata Română, dar și partidele politice din Mehedinți. Thank you.
iar la final garda de onoare și-a prezentat onorul. În finalul ceremoniei, toți cei prezenți au asistat la o frumoasă paradă militară.